Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Voiam să spunem că unul dintre cele mai bizare secrete din această țară se referă la cât costă închirierea aeronavei prezidențiale, aș spune. De fapt, nu e aeronava prezidențială, e avionul cu care președintele face diverse deplasări interne și externe și care nu este un avion al companiei Tarom sau Romavia, sunt și e deținut particular. Un avion fain. Dacă zici tu, da, adică să nu fie niciun dubiu, în România e secret câți bani publici din taxele cetățenilor costă când președintele închiriază un Boeing 737 cu câteva locuri în loc de 190. Da, deci are loc de extra lungi. Da, ca să zboare, e și mai înalt, ca să zboare în Brazilia, unde s-a întâlnit cu viceprimarul orașului Rio de Janeiro, de exemplu. Cred că și noi, dacă mergem cumva în Brazilia, n-avem bani să închiriem avionul, că dacă ajungem acolo, sigur ne întâlnim. Eu cred cu că viceprimarul? Ne întâlnim și cu primarul, da, dacă da, facem da. Un efort. Da. Uite, încă mai... Și a făcut și escală la Sibiu. Logic. Păi a luat-o și pe doamna. La Sibiu o tăiem. Încă mai există jurnaliști neplăcuți, însă, care vor să strice bucuria unor astfel de cheltuieli discrete. Anca Simina de la Recorder.ro a solicitat aceste informații, care, mă, firesc, ar trebui să fie publice, nu? Să știm și noi cât ne costă, că noi plătim. Pentru că nu le-a primit, a dat în judecată administrația prezidențială. Cine, Anca? Da. Și Recorder, cerând instanței să oblige statul la transparență. Anca Simina la telefon, bună dimineața! Bună, Anca! Bună, Vlad, bună, Luca și bună, George, și bună dimineața celor care ne ascultă la Europa FM. Mă da. Bucur să vă salut din nou. Era cât pe ce să mă bufnească restul timp ce ascultam pe Luca mirându-te. Cine, Anca? Da. Da, Anca, fosta noastră colegă Anca Simina, ne bucurăm să fii din nou pe frecvențele Europa FM. Bun, acum la subiect. Înțeleg că unele informații din această categorie a cheltuielilor din bani publici pe zboruri oficiale, cheltuieli care erau publice la un moment dat, au devenit ulterior secrete. Nu? Adică pe vremuri nu era nevoie să fie secretizate, dar după aceea a devenit, nu? Da. Da, au devenit aproape secrete, le-am putea spune, ca să fim corecți. Așa? Pentru că, de fapt, și le drept, dacă insiști, pe unele dintre ele le poți afla din surse publice. Asta e și paradoxul. De asta am și spus povestea este din absurdul epocii Iohannis. Pentru că dacă vrei să le găsești pe unele dintre ele, poți, dar nu pe toate și nu în mod constant, și nu așa cum ai spus, cum era de așteptat, o instituție publică ar trebui să le publice de la sine, nici măcar să le ceară cetățenii. Dar aminte atunci când cetățenii le cereau, le primeau, cum se întâmpla în 2015, și acum nu se mai întâmplă. Și toată povestea asta a pornit de la faptul că noi ne-am amintit că în 2015 le-am primit, așa, negru pe alb, ba chiar fără să le cerem, pentru că pusesem o întrebare aproape generală atunci. Ce o să faceți fără aeronavă prezidențială? E o poveste lungă pe care probabil oamenii și-o amintesc. În 2015, mandatul președintelui... Iohannis. Tocmai ajunsese la Cotroceni. N-am mai mers în urmă pe mandatul președintelui Băsescu, că și atunci erau publice deplasare de deplasare. Le întrebai pe purtătorul de cuvânt și îți spunea cât a costat deplasarea, fie că era cu avion de linie, fie că era un avion închiriat. De ce? N-am avut o companie și o aeronavă de pe vremea răposatului Ceaușescu, dar aeronava la un moment dat n-a mai făcut față și compania Romavia, care avea grijă de aeronavele astea, una, două la număr, a fost desființată. Și din acel moment, fără aeronavă prezidențială, președinția s-a dus pe piața liberă. Inițial la Tarom, după care spre alte companii, acum, din câte vedem, pentru că nu dorește să ne dea nici măcar aceste informații, cu ce companii lucrați, nu numai cât costă zborul. Cele două cu care aveți voi contracte cadru la administrația prezidențială. Nu ne spun, dar știm, pentru că colegii de la Boarding Pass au urmărit lucrul ăsta și el se vede clar și pe aplicațiile care la fel urmăresc avioanele în zbor. Sunt două aeronave cu care circulă președintele. Una este de la o companie numită Toyo și G4 Media a dat mai multe detalii despre acționariatul și istoricul acestei companii. Sunt bine de căutat aceste detalii, informații prețioase. O paranteză aici. E ridicol ca administrația prezidențială să refuze să spună de la cine a închiriat aeronavele, da, când aeronavele zboară totuși cu transponderele pornite, au numere de matriculare și pot fi identificate foarte ușor, adică nu trebuie să fii super specialist, e totalmente ridicol. Te rog. Și a doua companie este aceasta, Global Jet, cu aeronava despre care vorbeai și tu mai devreme, o aeronavă mare, luxoasă, dar asta este și problema, de fapt. Administrația prezidențială, mergând cu două companii, drumuri mai scurte și mai lungi,
e de acord să ne spună la sfârșitul anului, anul acesta au fost făcute 21 de deplasări, dar nu e de acord să ne spună deplasare cu deplasare, pentru că dacă ne-ar spune deplasare cu deplasare, am vedea și noi și am cântărit de la o deplasare la alta dacă ai costuri versus beneficii și undeva un echilibru. Mm-hmm. Deocamdată acest echilibru vedem că nu există și din aplicația la care te-ai referit și tu mai devreme, putem urmări următorul lucru. Se termină programul oficial al președintelui undeva, și asta e public pe site-ul președinției, ultima întâlnire, să spunem, este undeva joi la, sau miercuri la 2. Și aștepți tu ca cetățean să vezi când decolează aeronava, nu știu, de la Rio. Nu e marți, nu e nici miercuri ziua de decolare, e joi, poate pe la prânz. Ei, toate aceste zile suplimentare, fiecare oră în care statul român plătește o companie privată cu tot cu echipaj și cu aeronavă care stă la sol, înseamnă niște bani. Și pentru acești bani, nu numai președintele însuși ar trebui să ne dea o explicație publică, dar și administrația prezidențială, care e făcută din niște funcționari care lucrează cu banul public. Și în țara asta există niște legi, legea accesului la informații publice este una, cea la care ne-am referit noi, există desigur Constituția pentru toată lumea și acolo dreptul la informații este garantat, dar există și legea responsabilității fiscale, pentru care Curtea de Conturi ar trebui să pună niște întrebări. Ce se întâmplă cu banii ăștia pe care o administrație îi cheltuiește suplimentar? Da, poți adăuga pe lista zilelor petrecute de aceste aeronave sub închiriere pe bani publici secretizați și diversele escale inexplicabile prin anumite orașe, de obicei la Sibiu. Mă rog, se pleacă într-o deplasare, e ca și cum și-ar uita periuța de dinți acasă în permanență sau poate vrea să-și mai ia ceva, o valiză mai frumoasă de la Sibiu. Nu înțeleg de ce aceste escale. Nu avem niciun fel de explicație și ca atare, dacă nu avem explicații oficiale, putem spune ce dorim. Asta trebuie să înțeleagă cei de la administrația prezidențială. Încă un lucru, înțeleg că și hotărârea de guvern prin care au fost secretizate aceste informații a fost și ea secretizată ulterior, nu? Așa este, pentru că, așa cum vă povesteam, inițial exista Romavia și Romavia trebuia să funcționeze ca să decoleze o aeronavă prezidențială din România, avea nevoie de niște pregătiri și s-a făcut o hotărâre de guvern în 1998, cum ne pregătim pentru zborul unui președinte. Numai că, între timp desfințându-se Romavia, cei de la guvern întâi, în vremea Vioricăi Dăncilă, au zis hai să transferăm aceste proceduri pentru decolarea oricărui prim-ministru și oricărui președinte, indiferent cu ce decolează el. Hai să ne raportăm la hotărârea veche din 1998. Aceea inițial nu fusese secretizată, dar acum, în anii de gloria ai acestor guvernări, s-au gândit să o secretizeze. Secretizând-o, noi nu ne dăm seama ce articol permite, într-adevăr, clasificarea ulterioară acestor informații ca secrete de serviciu. De ce? Deci, pentru că ați secretizat cheltuielile. Da, sunt secrete. Da. Dar care este explicația? Și explicația și ea este secretă. Deci eu nu știu dacă noi trăim aici, dacă asta e Kafka sau este o scenetă din Divertis. Nu-mi dau seama unde suntem, de fapt, sau... Adică e Kafka sau Circul Globus aici? Probabil niciuna, nici alta. Tu ești elegantă, n-o să comentezi. Mulțumim foarte mult, Anca Simina, pentru intervenție. Tu ai observat ce debit verbal are Anca Simina? Da. Mă gândesc că poate președintele n-a înțeles exact ce vrea de la el. Anca, să scrii mai rar. I-am scris. Da. Mulțumim foarte mult, Anca Simina. Urmărim acest demers, care, dincolo de glumele noastre, este chiar foarte serios. Sunt bani publici cheltuiți pe aceste deplasări. Avem dreptul, în calitate de cetățeni plătitori de taxe, să știm cât se cheltuiește și cum se cheltuiește în aceste privințe. Mulțumim, Anca! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.